Eliminată din Cupa României și fără șanse de a mai prinde primăvara europeană, Astra Giurgiu -Giu a rămas cu mai două obiective pentru acest sezon. Plasarea în campionat pe un loc de Liga Campionilor sau Liga Europa și Cupa Ligii. Dacă din Liga 1 au mai rămas multe etape, Cupa Ligii a ajuns deja în faza sferturilor. Calificați aici după ce au eliminat FC Brașov, Giurgiu -Giu și au aflat marți adversarea din noua competiție ale PF. Sorții au decis că Astra să evolueze contra viitorului, echipa antrenată de Gică Hagi care câștiga pe 5 octombrie la Giurgiu -Giu și provoca demiterea antrenorului Daniel Seila. Meciul se va disputa într-o singură manșă pe arena Marina Stasovici la 12, 13 sau 14 decembrie. În afară de Astra Viitorul, în aceeași fază a competiției vor mai avea loc partidele CSMS și steaua Dinamo Universitatea Cluj și Pandurii Oțelul.